Salutare, dragi prieteni! Astăzi facem unboxing la noul meu desktop. Este de la Sell și haide să vedem ce am primit. Am desfăcut partea de jos. Acum o să ridicăm cutia și să vedem ce am primit de la ei. Trebuie să fie un AMD Ryzen 7 cu o placă video RTX 7700XT cu 32 de giga RAM DDR4 la frecvență de 3200, un SSD de 1 tera și o răcire cu lichid. Haideți să vedem ce e înăuntru. După cum se vede, este sigilat. Ia să vedem. Un Safai. Așa. Asta este placa video. Avem acolo răcirea cu lichid. L-am așteptat cam multișor. Am făcut comandă pe data de 20. Am insistat un pic, am trimis mesaj pe Messenger, am insistat un pic ca să îl pot primi și dacă nu mă duceam astăzi la curier, la firma de curierat, îl ratam, fiindcă deja închideau și aici au o plasă din asta de antipraf, antigângănii. Așa, care se scoate magnetică. Da, e magnetică. Așa, cam asta e. În cutia de la placa de bază am primit și alimentarea. Așa, și cam o să procedem să instalăm un Windows. Așa, și după aia o să vedem cum funcționează cutia asta. Cutia cu minuni. Da, cutia cu minuni. Da, o să pun o pauză la videoclip și ne revedem. Am revenit, am instalat Windows-ul. Nu eu. Așa. Cam așa arată unitatea. Haideți să vă prezint și din lateral. Aici este de sticlă. La placa video vedeți că are iluminare. Se vede. Oricum mie îmi place. Are și sus pe coolerul de sus. Răcirea este cu lichid. Acolo este un ventilator în spate de 12 cm diametru. Plăci, două plăcuțe RAM. Deci dacă am 32, una e de 16, cealaltă de 16, la frecvență de 3200. Mie îmi place cum arată. Am văzut că mulți se plâng de site-ul ăsta. Eu, într-adevăr, este o perioadă mai mare de timp. Deci dacă am făcut comanda pe 20 și de-abia ieri am putut să iau legătura cu ei, nu prin telefon, bănuiesc că sunt mulți care telefonează și vor să afle situația comenzii. Ieri am luat legătura pe Messenger cu ei și mi-au spus că este în ansamblare, dar mi l-a și trimis ieri. Astăzi am fost la Fan Courier și am luat
unitatea, deși și ei închideau, erau, norocul meu a fost că m-am dus mai degrabă. Mie chiar îmi place. O să fac un videoclip cu, fiindcă multă lume am văzut că nu știe cum se schimbă culorile și cum se oprește iluminarea la ventilatoare. O să facem un videoclip și în legătură cu asta. Eu sunt destul de mulțumit de el. Am văzut că sunt puse piese bune și să sperăm că nu o să fie probleme. Aici v-am arătat, are o plasă din asta magnetică. Deci am dat drumul la loc. Asta se curăță, e ca un filtru. În față mai are și în față un filtru ăsta care e chiar în față. Și după aia mai are un filtru tot așa de plasă sau nu știu ce-o fi aia. Aici avem niște sloturi USB, avem butonul de pornit. Din cele două sloturi de USB se pare că doar unul merge. Am mai văzut că s-au mai plâns și alții că nu erau activate sloturile de USB din partea frontală. Din coace avem pentru iluminat. Și în rest mai avem acolo pentru căști, da? Și în spate avem destule sloturi, nu pot să mă mai bag acum chiar să filmez în partea din spate, fiindcă și așa este cam măricel și l-am pus și eu cum am mai putut, că biroul ăsta al meu este cam mic. Aici are meseriașul sculele. Și ce mi-a plăcut, cum îi spune, pad, nu? Padul ăsta mi-a plăcut fiindcă este cu o armă din CS2, care știe despre CS2. Este o M4A1. Și acum mi-am înnoit și eu tastatura, mouse-ul și monitorul este cel vechi, un monitor Legion de 144 de Hz. Este destul de vechi, a fost foarte bun la vremea lui. Își face încă treaba. Își face încă, da, își face încă treaba. Ce să vă mai spun despre el, sper să fie măcar ca celălalt, care l-am avut vreo 10 ani, unitatea cealaltă, dar aveam o placă video de 1050 Ti și cam eram nemulțumit. Unii 7, seria 4770 și ăla era bătrân, la 3,1 GHz, era cam bătrâior, dar își făcea și ăla treaba. Oricum, sper să fie ok asta, ca după bani. Da, cam atât. Dacă vreți să mai știți câte ceva despre el, puteți să-mi adresați întrebări pe canalul meu de YouTube și o să vă răspund cu drag, la cât mă pricep și eu, bineînțeles. Vă doresc la mulți ani sărbători fericite tuturor abonaților de pe canalul meu de YouTube, tuturor celor care urmăresc acest videoclip și să ne vedem sănătoși în nou an și cu noi satisfacții și bucurii și multă sănătate, că asta e cea mai importantă. Da, haideți că nu vreau să mă mai lungesc, la mulți ani, sărbători fericite și un nou cât mai bogat. La revedere!